Hristos a înviat. Începe psalmul 28 și spune așa: Doamne, către Tine strig, stânca mea, nu rămâne surd la glasul meu, ca nu cumva, dacă Te vei depărta fără să-mi răspunzi, să ajung ca cei ce se coboară în groapă. Ce-ar face pe Dumnezeu să se despartă de noi? Sau cine ar face pe noi să ne despărțim de Dumnezeu? Știm toți că Dumnezeu este Sfânt și că păcatul desparte de Dumnezeu. Chiar și David, care era împărat, avea tot ce-i trebuia, spune că despărțit de Dumnezeu nu găsim decât moarte. Ce vreau să spun e că nu lăsa pe păcat să te despartă de Dumnezeu, ci despartă-te tu de păcat. Dar nu încerca să faci asta prin puterile tale. Domnul ne oferă ajutorul Lui. În versetul 1 spune că este stânca noastră. Mai departe, în versetul 7, spune că este tăria și scutul nostru. Nu încerca să te desparți de păcat singur, ci cere ajutorul Lui Dumnezeu. El, prin dragostea Lui, ne oferă ajutorul. Dar nu poți să ceri ajutorul Lui Dumnezeu și să aștepți ca El să te elibereze sau să te ajute să scapi de un păcat, dar tu următoarea zi să îl faci în continuare sau chiar și în momentul ăla. Trebuie să-ți dorești lucrul acesta și Domnul vede dorința ta și El va lucra și El te va asculta. Îți doresc o zi binecuvântată și Domnul să fie cu noi toți în continuare. Să nu spun despre iubirea
Tu din